Țara e plină de oameni harnici. Afaceri mai mici sau mai mari, Microinvest le susține pe toate. Fiți cu ochii pe noi. Emisiunea Vreau la Țară crede în viitorul afacerilor aici, acasă. Aventura Vreau la Țară nu e deloc ușoară. Ce ne-am face fără partenerii noștri de la ferma cu origini care produc cele mai bune lactate din țară? Autohton, autentic și delicios de sănătos. Și bă, privilegiu și așa mormântare. Ești mauzoleu în față. Primăvara noi în țară, e primăvara. Cum să mă bag în schinii, ești așa în cășânșlac? Eu ne-orlăit, nu vreau să aud ne-orlăit, vă rog. Și asta cu anul. Iarăși în pat? Nu vreau să lucrez la soare, apoi să primesc zăcar și am... Dar hai să mănânci amu cât e cald, bine? Da, da, cât e cald eu. Eu am auzit că ieri a fost o avut o febră mare. Covid-uț! Eu sunt gata pentru ziua de astăzi, sunt pregătită pentru orice provocare pe care mi-a pregătit-o Cătălin, dar sper să fie și el înțelegător în anumite situații. De exemplu, chestia asta cu mașina de tuns iarba chiar nu-mi iese. Mai bine dați-mi, vă rog, puțin timp și eu să construiesc mașină pentru... Așa, da, eu am terminat Universitatea Tehnică. A, da? Da. Și de ce? Și facultate? Microelectronic. E mult fiș, mult copaci, ăsta e urât, da? Și ambrozie, apropo, noi am și pus tăie, jumate întâi, și un copac mare, vedeți, topor. Am găsit și un suvenir, haine de lucru, că Diana, mai greu haine de lucru și m-am gândit că poate să fie util. Deci, noi am adus suvenir, haine de lucru, dar cuiva trebuie haine de lucru și am adus un copac. Să plantăm suvenirul. Ce zici, Dean? Băieți au dispoziții, parcă, au forță. Noi suntem femei. Suntem pentru partea frumosului. Pentru... Sper că chem acolo o mâncărică, o să... Poate să ridicăm dispoziția băieților, dar uite că am fost puși și la treabă grea. Le-am lăsat pe toate trei aici, ceea ce înseamnă că le facem pe rând. Două pot să stea și să uite o leacă, una se duce. Două stau și să uite, una se duce. Și până la urmă, ce-i drept, am văzut că ele cam s-au înțeles. Nu a fost ca ieri cu măturatul. S-au înțeles cine și face, doar că așa parcă o lălăie un pic. Hai, labirint am făcut, ai văzut? Asta tot e viteza și aia, 100? Aha. A, dar stai că ești trebuie să... Dar cum? De ce nu pot? Operatorii sunt niște oameni cu suflet mare care se implică și noi îi apreciem. Vom avea o prietenie și o legătură strânsă pe această perioadă și sperăm și după. Eu i-am prins pe domnul Radu Marian și cu domnul Ștefan, gazda de aici. I-am prins într-o discuție în care discutau despre cum domnul Ștefan o apelat la Microinvest și, pentru că a apelat la Microinvest să-l mai ajute cu lucruri pe aici. Și vorbeau despre procente, despre cum ar trebui, despre cum se face. Dar noi luăm
și nouă ne întoarce 10%. Ah, da, la voi alt program. Și domnul Marian îi povestește despre ce se implementează acum la nivel de guvern și care sunt avantajele unui businessman sau cum să-i spun. Și tot discutau, aruncau idei unul spre altul, că când ne-am chemat la masă, nici nu puteam să-i dizleg. Zic, hai domnul Radu, hai să mergem la masă. Și domnul Radu, da, acuș, acuș. Domnul Ștefan, tot așa, stați acuș, acuș. Chestii de business. Amuș, 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 da, 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 care da, nu-i primită nicio lege. 30 secunde. Și s-a deschis SRL-ul și el a devenit milionier. Ce, să ne pornim la masă, zici că da? Te dor și mușchii sau ce? E și senzația și când simți gripa pe stăt, știi? Dacă așa o simt, am. Un test COVID, poate? De la farmacie. Mai tem să-l dau. Băi, poate și un COVID-ul ceva. Gândește-te la restul. Noi acum când filmăm, apoi e un pic de COVID-ul, umblă un pic. Chiar e COVID acum în țară, peste tot. Asta-i. Cel mai bun iaurt? Vi-l recomand cu toată încrederea. În frigiderul meu de acasă este nelipsit. Și nu glumesc. Nu, serios. Foarte, pe anume Insta-i top. Vrei să guști? Gustați aur de Insta, ca să nu muriți proști. Vorba și aia, știi? Tu n-arăți bine deloc, vreau să-ți spun. Când am arătat bine eu vreodată? Nu tot timpul, dar... Tot timpul n-arăt. Acum, acum și mai rău. Dacă și mai rău acum, tu ceva... Tu la tine ochii sunt roșii, așa, acum fum iese din trânși. Iese fum? Domnul Sfânt Nicolina. Oh. Am băut, adineauri. Ce, Nicoleta, ai să mă plângi? Dacă o fi și fie. De-a mă pregătesc. Te pregătești? Cum ai să mă pușești? Ian. Of, Cătălinul meu! Linule, unde te duci? Dacă trebuie și eu îl bășesc pe Cătălin. Dacă ai fi să te duci, să fii prânzul. Da, dar mă ducem să ne odihnim alea. Da. Pe lumea cea? Pe la prânz, te rog. Chemați pe auto. Ei mei, și vorbiți prostii, nu glumiți cu moartea. Cu moartea nimeni nu glumește. Dar e cu noi. Cumpăt de viață. Păi, dar apropo, și ne-a luat cheile de la, de la cabanele astea? Am idei. Ce ți-ai? Eu ți-am spus. Băi, dacă, dacă îl găsim, de urechi. Dar unde e intimitatea? E de urechi, cu șigane, ca în hoțul și e de cai, știi? Da, că e de urechi, să-l tragi. Mi-a spus azi dimineață, zice, mă, zic cheile, ne încuiem și nu, nu-i dăm voie să intri la noi și dormim până, până când vrem noi. Nu știu să ai nevoie de cheie. Cum pentru ce? Să faci? Nu știm și nu nici cineva noastră. La țară, dar dacă cineva intră, cum, adică, cum să dormi cu ușa deschisă? Tu acasă dormi cu ușa deschisă? Da, da. E ca eu, nu? Dar pe n-ai suficientă... Asta e lege, să închid poarta, să închid... N-ai suficientă încredere în țara în care trăiești. Am vrut să spun ceva asta. Păi eu am încredere în oameni. Vezi? Tu dormi cu ușa deschisă. Deci, Diana, pe tine mă bazez. Dacă mor, de pomană dai așa. Ferma cu origin, Lacto Bio Interos Gel, o apă Bucovina. Una? 40 trebuie. Una de om 40. Sau una de perete? 40 de sticle Bucovina. Timp de 40 de zile? O căldare de vopsea Caparol. Bine că avem Microinvest. Banii lor să facem mormântare. Asta îmi răspund. Dacă n-aveți și nu ajunge, Microinvest. Scriu de care ți-l luăm. Nu mă interesează iarăși. Este nus, este trebuie pământești. După dejun am vrut să terminăm și aici am început odată și odată. Vopsitul întregului foișor la mare, care ne-am apucat ieri să-l vopsim cu lac. Hai să mergem atunci, să ne mai odihnim un pic. Deja și vocea pare că te părăsește. Să terminăm de vopsit. Veșnica pomenire. Să terminăm de vopsit ce am început ieri de vopsit. Da-ți în duș. Terasa aia, da. Da, cineva am ușa zidem și cine, pe dumneavoastră. Mă străbească de prășitul ăla, că iarba din grădina asta din față, de la saune. Haideți, repijor, acolo nu mai rămas mult, că voi ieri ați fost harnici și harnice. Auzi, dar tu știi? Bine. Noi să ne mai îmblăm în tufișuri, știu să mă schimb pantaloni în șorți. Puteți vă schimbați acum în șorți, dar o să mai îmblăm. Da, puteți vă schimbați. Nu, și blughetele astea dacă le dau cu lac... Fuguța, ha! Și să ne iau șlapi? Dar să începe frig, nu? Am înțeles că ieri domnițele au ascuns o cutie de lac, așa mi s-a spus din mai multe zvonuri. Am încercat să ascundă ca să-mi spună la sfârșit că nu mai este lac.
Dar dumneavoastră ce le faceți cu mănuciu, da? Da. Și cartoși prăjit cu mănuciu. Da. Și să le păstrați, vă rog, frumos. Nu le... Da. La mine câte două perechi în brac, dar dumneavoastră mă o perechi. Da, cum? Uitați-vă, și cam lasă-i. Dar lăsați-le și pe masca mușle. Am găsit cutia de lac, am găsit oamenii care trebuiau să ascundă cutia de lac. Am găsit oamenii care au văzut că oamenii au ascuns cutia de lac. Și am recuperat-o. Tot ok, suntem înapoi. Avem lac, putem să vopsim. Da, mai găsăm niște mănuși pentru mine? Da, aici. Ia că te-ai acolo. Domnului deputat i-am spus să prășească acolo în fața saunelor și în fața foișorului. Dar am văzut-o pe domnița Diana, care spune, dar pot eu să fac asta? Domnul Radu, îi dați voi domniții Diana să fac treaba asta? Pui? Domniții Diana, îi dați voi să fac treaba asta? Eu oricum am ușa să vrei să schimbi, așa că... Da, unde? Toată porțiunea asta. Să nu fie verde nimic. Căci e verde să fie pământ. Asta e prășit, da? Parcă doamna Diana să regrete legea. Lasă că cu șurile, să oprească, n-asta e mult. Bine, l-au făcut presupțire. Nu, dar e tare răzbăvlit, o băgat mai mult decât... E așa... Domnul, dar e prea lichid, ca jidki. Sau e bine? Deci, să rămâne așa? Mi-a venit un pic în formă, dar vocea mă dă de gol, iată cum se duce. Se duce tot mai jos, mai jos, mai jos, mai jos, mai jos. Se duce vocea mai jos. Hai să-i servim un pic de apșoară. Bucovina, îți mulțumim. Eu aș face numai acest lucru toată ziua. Dar nu vreau cu topor, cu prune. Asta e cam, nu știu. Dar și pe dumneavoastră, domnul Mihai, v-am văzut, vă 3 ori v-ați coborât iar la vale încolo. Ce? Ce ați căutat iar la cameră? Ați fost de vă 82 de ori încolo în vale la cameră. Da, eu v-am schimbat. În primul rând am fost în toalet și apoi am schimbat. Aha. În toalet? Nu știu, coleacul a durat cam mult. Mi-mi pare că a făcut el un fox. Poate are nevoie de Lactobio și nu mă întreg. Dacă aveți nevoie de Lactobio, interozitul să-mi spuneți. Eu am nevoie. Da? Serios? Simțiți ceva? Ce anume? Care simptome? Un disconfort în stomac, poate așa o greutate. E bun. Am nevoie de el. Da. Aduc acolo să vă aduc. Și spui care a fost efectul după dânsul. Ce? Spune care a fost efectul după el. Dacă eu azi am băut ou. Da? Sunt mult mai bine, da? Da? Pe dimineața m-am trezit, mi-era rău. Abținutul și rășeanul și... Dacă nu știu cum așa a fost un combo de ăsta magnific. Dumnezeu nu bate cu băț. Și voi v-ați parfumat un pic? Cătălin, gândești să are bine mâinile și ori ne trezești. S-ar putea să apară și a treia băleacică, știi? Nu mă mai miră nimic și de-aia mă duc. Poți să dai cu niște lac și o să-ți revii. Cu lac? Tobio. Fu, blin, și pute, ia v șochi, mă ustru gâtul. Negreață, leacă. Și de la ustroi? Nu, stătem o leacă aici sus și la momentul așa tare m-a clinit. Mă uit că așa ne țău ce hodinește, leacă. Negreață. Ce greață? Poate ești gravidă. Am înțeles că ei un pic mă plâng și mă boșesc, ca și cum, că eu mă duc. Încetșor, e asta spun, că sunt bolnav și încetșor mă duc. Și mai spun eu că arăt o leacă rău. Nu zic că spalet, ochii ne-s bulbucați, ne-s roșii. Zic, hai că eu simt, starea nebună e la mine. Dar încerc și eu așa să mă mai țin ca să nu le arăt chiar că mor. Nicolina, dar eu m-am dus, tu stăteai. Eu mă întorc, tu mă ating, tu stai. Eu mă simt rău. Da? Adu-mi leacul. Dar măi, dar noi tu ai pus-o pe dânsa să dai cu sapă ca să pregătească teritoriul, să știi. Am pregătit teritoriul. Uitați, chiar la amiază, noi am pregătit locul unde am putea să-l îngropăm. Pardon. Da, am zis că aici și bă priveghiu și aici mormântarea. Aici mauzoleu îmi faci, la cât-ți place. Nu m-a îngropat. Dar vrei și în pălărie? Îmbălsămat.
Ei, așa, pur și simplu, da? Da, dar e cu apă. În culacă îl îmbalzamăm. Primul m-am dus oleacă de acolo și am auzit boșitoarea, domnița Diana. Unde duci cu distea, știi? Fac glume. Asta-i, să amuză. Cântă cucul, bată-i vina, să răsună bucăc vina. A, dar nu, ne trebuie și un cor, așa să cântăm veșnică pomenire. Și ne-au cântat în cor. Asta cum cântăm noi, deci trebuie... Ia ca noi în trio să facem trio. Pe trei voci, eu sunt și o altistă, tu... Soprano. Soprano 2 și avem el și altul, sau bariton, sau bas, tenor. Bas. Tenor, cred că-i. Ba chiar la un moment am simțit că el se roagă. Să nu mă simt foarte bine, ca să mă duc eu ca și cum să stau în pas să mă odihnesc și ele să poată și ele să se odihnească. Ori, la vreau la țară, așa ceva greu se întâmplă. Radu, ești tenor? Șis? Tenor ești? Da. Eu era mic, am fost soprano. Superb, aveam patru voci pentru cor. Dar pe urmă alto, a fost alto. La tu era soprano 2, eram alto 1. Îți plăcea să cânti în cor? Da, și mie îmi place. E bun, în cor îmi place să cântare. Da. Dar și când știi, ți-mi-te este a plai natal. La codrunzare, cântă cu cupri frunzare. La codrunzare, cântă cu cupri frunzare. E primăvară, primăvară noi în țară. E primăvară, primăvară în țară. Hai, cucule, hai! Cântă, cântă nostru grai. Hai, cucule, hai! Cântă, cântă al nostru grai. Și mai departe. Ai un nostru lung și lat. Tararararara. Tu trebuie să duci sus și eu jur. Plaiul, n-am uitat. Plaiul nostru lung. Plaiul nostru lung și lat. De izvoare sărutat. Plaiul nostru lung și lat. Bă, barele este dat. Nu, nu, barele noi nu. Noi trebuie să le șlefuim după aceea. A, este sus? A, deci deocamdată în pauză. Nu am discurs, negreață așa. A, ok, atunci nu ne apucăm. Dacă trebuie, spuneți. Băieți, asemănă. Mersi că ne-ați chemat. Tu de obicei ce faci în timpul zilei? Adică tu vii la parlament, da? Și stai acolo tot ziua? Bun, sunt zile că mă duc în sate. Aha. Și ce faci acolo? Mă duc la casă, la oameni, pot să am ședință, pot să am audiență. La parlament am ședință, ți-a cu toată seara pot să am ședință. Nu știu, să vin, de exemplu, un agent economic, are o problemă, nu știu, cu Big Four. Acum cât vorbesc cu tine, văd că s-au întors băieții și fetele încoa. O fi terminat. Dar pe domnița Diana nu văd. Oare prășești în continuare? Chem instituțiile, faci consultări, vrei să stai de schimbat. Dacă este o problemă, trebuie să lucrezi la dânsă. Dar Radu вообще молодец, не то, что я. Он вообще не ноет, не это самое. Молодец. Я думал, все политики асы. Оказывается, нет. Вот Раду действительно, вот тот политик. Если когда-то будет баллотироваться президент, я обязательно за него проголосую. Ой, тебе, домница Диана. А вот я. Hai să rugăm să iau o pauză. Mie nu-mi trebuie mult să spună că da, după asta eu iau pauză cât vreau. Nu, nu. Am apreciat că domnița Diana a dat cu sapa până la sfârșit. S-a dus toți de acolo, s-a dus la o pauză și eu m-am uitat peste gardă așa să văd ce face domnița Diana. Domnița Diana dădea cu sapa, nu s-o oprea. M-am dus eu să o opresc pe domnița Diana din muncă. Domnița Diana, ai luat un pic de pauză? Odihniți-vă un pic, să nu vă prăpădim prin iarbă. Tot timp munca trebuie făcut cap, tot timp să știi când se te oprești și când se începe din nou. Mai avem încă un pic și... Lăsați-o. Domnul Mihai Magicianu, Mihai Coval,
A venit aici și îmi pare că să arăt focusuri. El îmi pare că de acasă a pornit cu ideea că, păi, eu mă duc, arăt niște magii și pe urmă, dacă ceva mai facem și la cadru ce mai trebuie făcut. El nu s-a aștepta că aici chiar trebuie să lucreze. Alege una. Aceasta? Nu, aceasta. Care? Aceasta. Aceasta. Da, e? A memorizat? Da. Pune, te rog, valet de roșu înapoi în pachet. Băi, du-te pe aici și-o știi asta, e că știi. Băieți, luați-vă voi topoarele voastre, vă rog. Domnița Nicolina și domnița Diana, cine vrea un topor? Eu, dar ne-am și fac cu dânsul treaba mea. Aveți dreptate. Da, auzi, Mihai, dar tu a să ne spui cum îmi faci asta, macarist? Desigur că nu. Mai, Mihai, dar de ce nu ne spui măcar ceva, mă? Parcă am... rămas tare. Da, unde mergem noi? Acolo, locația aceasta e de dimineață, nu stai, da. O scot eu atunci. Hai, scoate scurt, da. Tu duci în cameră? Nu, trebuie să las undeva scurt. Hai, lăsați-o aici și o duc eu în cameră. Unde? A? Unde? Asta lăsați-o ca pe scrânci, o bușeală și o duc eu în cameră. Eu am vrut pantaloni, eu știi cum, credeam că nu și m-am îmbrăcat. Ei, lasă, să încerc cu șorți, dacă să fie pantaloni. A? Sau poate o salopietă, auzi, Cătălin, dacă... A, salopietă, da. Da. Am ieșit la tras acolo, ne-am avut o porțiune foarte mare de copaci uscați care trebuiau scoși împreună cu pietre, cu verdeață, cu... Doamne ferește acolo. Смотри, там очень грязно и там спуск, и очень сложно стоять там. Чтобы вырубить, надо нормально стоять. Короче, сейчас увидите. Наверное, надо было лучше не соглашаться на участие в передаче. Ну, не ajunge nici 3 zile, dacă stăm acolo, sigur nu reușim să facem tot. Deci, aici. Noi trebuie să dăm tot jos. E că, vedeți, acolo erau copaci înalt, copacul și ala care l-am adus. Apoi noi l-am tăiat. Da, trebuie de tăiat. Ia uite, așa faci. Vezi? Sau tragi și rupi. E că așa. Înțelegi? Era ciudă că eu nu putem să fiu fresh și viu. Și atunci nici pe ei nu îi putem pune să fac treabă. Chiar dacă domnița Nicoleta tot spune, da și faci tu, e ca să vede aici unde chiar nu pot să fac. Și este tot așa, dacă Cătălin nu poate și Cătălin, dar și noi să facem, dar Cătălin și. Cătălin a și mort pe aici pe scaun, dar noi stăm și lucrăm. Și simțăm chestia asta din partea lor și încercam cumva să mă impun pe mine și să, iarăși, să ne măjesc virusul și spun, hai că e bine. Noi trebuie să curățăm tot locul ăsta. Adică băieți cu toporul la copășeie și ea. Soica cu najovca. Dar tu dai seama că o să dureze veșnicie. Nu, dar uite, tu nu iei tot iarba cu asta. Tu iei lucrurile alea cu memărișoare. Înțelegi? Asta nu e teritoriul la pensiune. Da. Asta e în față la teritoriul, aici și bazin. Dar pe înțeleg acolo, dar aici și hai la tățoroc așa un mânși. Ceea ce ne-a dat nouă să tăiem spinii ăia cu topoare, asta e lucru de bărbat, asta nu e lucru de femeie. Nu știu, în Europa, la intrare, în afaceri sau într-o pensiune, tot e frumos, gazon, curat. Da, și fișus, ambrozii, cum le pare? Trebuie să curățe, da, e greu, dar trebuie de făcut asta. Pantaloni trebuie, salopetul, duș, eu salopet. Nu dați-mi salopet, eu stric toate hainele aici. Am urmă, aduc eu salopet. Nu, că ne-ar trebui aici o salopetă. Nu, că ne-ar trebui nici... Nu, eu nici nu mă bag acolo, Cătălin, eu nici nu mă bag acolo, schini. Sincer, n-am înțeles acest task și îmi țin poziția până la final. Cred că asta a fost în zadar. Deja, la un moment dat, cred că nu mai era nimic de lucru și... Ne-au dat însărcinarea asta pur și simplu, pentru că chiar nu văd rostul. Peste drum, nu trebuie! Cătălin. Producția m-a anunțat că eu trebuie să iau situația mâine. Welcome to the club, buddy. Simțăm cum creierii mei sunt fierți. Domnițele! Nu, Cătălin, a venit să mă odihnim. Țara e plină de oameni harnici. Afaceri mai mici sau mai mari, Microinvest le susține pe toate. Fiți cu ochii pe noi. Emisiunea Vreau la Țară crede în viitorul afacerilor aici, acasă.
Domnița Diana a început cu: dar cum aici, că aici nu am, eu n-am pantaloni, eu n-am nu știu și, n-am, și eu am rugat-o, important, i-am spus, rămâneți în aceeași pereche de haine pe care ați purtat-o la prășit, pentru că e cam același lucru o să urmează să facem. Dumnezeu ei s-a dus și s-a îmbrăcat într-o salopetă roz, neon, nici nu știu ce și. Cum să mă bag în skinny, ești așa încă și-n șlapi? Glumiți sau și? Peste drum nu trebuie niște care soarelui! Jos, jos, Cătălin! Mai este încă o problemă acolo, pentru că chestiile astea sunt ascuțite, acolo sunt... Și iau și skinny, nu mă bag eu aici. Cătălin, dă-ți mă duc să termin teritoriul. Eu neorlăit, nu vreau să aud neorlăit, vă rog! De 5 minute, m-am ajuns, n-ați făcut încă nică de-am neorlăit! Eu să-mi țin că dacă mai auzăm, dacă mai răbdam încă 15 secunde acolo și dacă eram cu toporul în mână, nu, glumesc, evident, dar nu, și înțeleg că și din starea fizică și de la virus și încă când mai aud știu că sună urât neorlăieli și nu neorlăiți. Îmi pare rău că am formulat-o așa, dar chiar asta simțeam. Nu, dar reală, cum să mă bag eu în skinny ești? E că ești filmează și încă țipă. Lasă bagi el, ghinic știe din gură să... Это на самом деле было первый раз за весь проект, когда Каталин закричал на кого-то из нас. Вот, и как-то да, был немножко такой неловкий момент. Trebuia probabil să îmbrace altfel, nu știu care era problema. Era frică că o să cadă jos sau ceva, dar ok, n-am căzut. Pur și simplu trebuia să... Era mai complicat că erau spini mult și dacă duci cu shorts, cu șlapi, da, evident că e greu. Dar dacă îți pui mănuși, niște pantaloni, ok. În primul rând aici ar și profesional să vină un buldozer, tot asta sepi. Sunt de acord. Nici o firmă de azilinenii de asta, da, de amenajat, nu faci asta manual. Mihai, eu zis că el... Dacă ții minte, eu te-am spus de asta la începutul zilei. Mihai, eu zis că îți fac o mașină ceva, da? Da. Diana s-a enervat când exact am aceeași părere, că nu era cu nimic cu tolc acolo. N-avea noi, mă, ce făceam noi. Băi, și trebuie într-adevăr un buldozer, ca să împingă tot asta, asta e lucru în zadar, serios. Da. Sincer. Apropo, zadar... Păi, uite și chetrișe ieșe, dar nu e imposibil scurăț asta. Zadar e un oraș în Croație. Serios? Și să-l râde oamenii pe Cătălin cu o dată așa ceva, nu pe noi. El e îmbolnăvit. E bolnav. Nu numai rășit. Mai este un oraș în Croația, foarte bun. Eu special abolnăvit pentru asta. Da, pentru serios. Mai este un oraș în Văd că nu-i răgușit. Un prăfuleț magic. Nu-i prăfulețul ăla magic popular pe internet. Nu vă faci grijă. Prăfuleț magic medicamentos. Dani Vandar, te salutăm. Nu, îmbrac că n-am să mă duc lui jos. Eu oricum sunt șlapi mari, nu mă ajută pe mine. Cred că noi trebuie să votăm contra locația aceasta. Nu, dar serios, hai să spunem că nu facem asta, nu că asta e iurea. Bun, riot. Dava. Let's riot, start the riot. Jos, Cătălin. Jos, Cătălin. Jos, 0-2. Rușine. Am văzut pe domnița Diana că a renunțat, a venit înapoi jos, s-a așezat pe leagănul și ăla, nu mai vroiem nică. Eu măsuram febra și acolo am văzut că este. A apărut febra, era 37,5 prima dată când am măsurat-o. Foarte urât din partea lui, el ar trebui să se comporte mai frumos cu noi, pentru că totuși suntem invitații lui și totuși el este gazda. Sunt practic, sunt sigură că ceea ce zic acum nu o să fie dat pe post, pentru că zic adevărul. Tana s-a enervat și a plecat și s-a întins un pic, era obosită. Îi dau crezare, eu eram să fac la fel, dar am rămas solidară Nicoletei și echipei mele. Au! Scuzat, vă rog. Așa, olea, cam mai nu doare, da? Așa, el, așa, șoc, știi?
Hai să luăm o pauză, să bem niște apă. Eu. Hai așa, pa să ne întoarcem, că tremurăm tăți. Leg, să ești? După ce m-am așezat, eu n-a durat, cred că nici 5 minute, au venit fetele, după aia și băieții. Deci toată lumea a înțeles că este un lucru inutil, un lucru care, nu știu, în zadar. Hai, Radu. Gata, da? Gata, Radu. Da, mă, ușa, că ai ieșa. Ai, Radu a fost cel mai entuziasmat. El când tăia copacii și iarba asta uscată, a zis că el așa se relaxează. Simte că e o cameră de asta antistres în care poți strici lucruri. Eu vreau să termin. Zicem că am terminat ce. Și restul e ușor. La un moment dat, cred că ar fi putut să se comporte mai frumos, pentru că eu, când am fost la prășit, nu am prășit un pic, cum alții au dat un pic cu lac. Noi am progresat. E bun. Avem încredere în voi și am în continuare. К сожалению, я так понимаю, что он себя чувствует плохо. Будем надеяться, что это не ковид. Но так или иначе, если бы он где-то простыл, то он бы знал, где он простыл. Колета, Николина și domnul Mihai, haidem. Так, да, сам... Dărmăm niște sușiri, niște ambrozii. Da. Unde e ambrozia? Jos ambrozia. A cui smănuși listea și toporul? Cred că s-a luat Diana. Dar eu oricum a spus că nu o să vină. Eu am spus Nicoletei la un moment dat, zic, dacă vine Cătălin și iar și întreabă unde sunt eu, zici că sunt în cameră, că eu asta nu mai fac. Mi-am înghimpat piciorul, mi-a stat negru în fața ochilor. Dar unde e domnița Diana? Ea a renunțat. A, da? Dar eu tot... Păi de lucru m-aș uita. Eu pot să renunț? Я говорю, а можно и я откажусь? А что, так можно было? Eu renunț. Все? Eu pot să plec? Fă-mă, ce-i dispar chinea asta? Nu, eu dispar. Și apar în saună. Mihai nu prea i-a plăcut, a și călcat vreo două ori într-o parte în alta. Deci nu era nimeni entuziasmat în afară de Radu. Radu, ți-ți place, așa-i? Ha? Ți-ți place? Da. Hai, fă singur, te rog. Asta e scoate stres. Scoți așa, dai tot puterea. Ce gândești la oameni care... La Dodon, de exemplu. Și dai, și dai. Nu, eu am încercat să dau ăștia mai groși, fișurile astea care deja mergeau spre... Nici nu copaci, că nu poți să numești copaci. Și am dat jos pe ăștia cei mai mari, am dat... Băi, astea-s tare rele plante. Și nici Cătălin nu avea, adică el a lucrat de nevoie, dar nici nu se simte în cea mai bună formă, pentru că la soare temperatura probabil îi creștea mai mult, se ridica, are febră, e slăbit. Am alergie la Cătălin, vă rog. Cătălin e po. Ha? De Cătălin îi este po. Ce, el a plecat, da? Nu. De unde? Iarba, că unul s-a ascuns. Ascuns acolo, da. Dar noi mai eschipuiam așa cu fetele și mai plecam până nu vinea căpcăunul, așa îi spunem noi, Cătălin, și ne ducea înapoi la muncă. Mihai! Nicolina! Eu? Haide! Ce? Da, la masă! Pauză? La masă! Ah, exact. Așa avem... Da... E bun. Bravo-s. Bun? Rău. Bravo-s. Mult mai bine decât cum era dimineață. Luați instrumentele cine. Aho, dar oricum ați fi în iarnă asta, nu? Aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați și cuvântul ascultați. Iarna e grea, vara a fost grea. Iarba mare. Eu undeva mă simțeam incomod că lumea muncește și eu stau singură cumva acolo și mă simțeam un pic vinovată că zic oamenii muncesc și nu fac o echipă bună undeva, știi? Ca
să avem o imunitate bună. Usturoi. Da, la borș roșu. Usturoiul pentru imunitate, Cătălin. După care aflu că de fapt ei nu muncesc și zic, păi, dar nu aveți de gând să mă chemați și pe mine la masă sau cum, adică eu trebuie să mă cer la masă sau cum. Bă, eu nu știu pe nimeni, nimeni atât de tare mi poftă, pânică. M-a întrebat Nicoleta dacă o chemăm, când o chemăm și să ne interesăm când e masa, poate ea doarme. Când am vrut să intrăm peste ea cât ea dormea, dar ea mi-a scris și am spus să vii în vreo 20 de minute. Că, oricum, dacă era masă, mă duceam și o trezeam, ea știe. La prânz am înțeles că Cătălin nu se simte deloc bine, pentru că nici n-a mâncat, deci el nici poftă de mâncare nu are, ceea ce înseamnă că situația nu e una tocmai favorabilă. Sperăm noi să nu chemăm urgența. Poftă bună! Mulțumim, poftim! Eu zic tăți, drujna, să mâncăm ceapă și usturoi, să nu mirosăm urât unul de la altul. Papați, papați! Totuși am ajuns la masă, dar datorită faptului că am scris fetelor unde sunteți, da? Și au spus că hai vino că masa este peste 10 minute. Dar dacă eu nu scriam, fetele mi-au zis că ei noi oricum avea să te chemăm, de exemplu. Dar dacă eu nu scriam, adică eu rămâneam fără masă, dar nu-i frumos, pentru că chiar am depus efort toată perioada asta. O să aveți poftă după masă, o să avem o pauză. Avem pauză? Da, în mod normal n-aș fi avut, dar știu că eu nu pot și de asta nu pot să vă las mai pe voi. Și 45 minute pauză după ce mâncăm. Dar tu poți să te odihnești și noi să muncim. Nu e nicio problemă. Cred. Nu, eu să muncim și în locul tău. Eu nici n-am dubii. Ba, după pauză, producția m-a anunțat că eu trebuie să iau situația mâine, să merg să-i trezesc pe toți, lucru care mie nu mi-place deloc, pentru că, na, e o responsabilitate în care oamenii parcă se atârnă altfel decât până acum. Ce fac somnoroșii? Ce fac ei somnoroșii? Ia nu filmați deputatul cu chelea goală, nu-i frumos. Ce? Nu-i etic. Hai, Hadiem, am o surpriză pentru voi. Eu voi fi surpriza voastră. Wow, what luck. Nu, partea... Am două vești, una bună și una proastă. Cu care vreți să încep? Proastă. Ești obișnuit, da? Proastă e că Cătălin nu se simte deloc bine. Și noi o să trebuiască să facem treaba mai repede și fără el. Pentru că l-am lăsat să doarmă ca să prindă la puteri. Și partea bună e că dacă terminăm repede și avem acum de făcut, o să facem ceva frumos. Am dormit vreo jumătate de oră, cred, și după ce m-am trezit, ne-am dat seama că eu din patul acela nu mai pot să ies. Nu când era somn, deci ne înțelegem, nu vrem, chiar nu vrem să dorm și nici n-am dormit până seara, până aproape de noapte. Nu putem să adorm. Dar știem că nu, pur și simplu corpul meu, dacă mă ridicam din pat, începe să mă amețească și să simțăm cum creierii mei se fierț, se înceață. Fetele, confetele. Nicoleta a intrat la noi în cameră, a trezit-o pe Nicolina, ea dormea, eu nu dormeam, pur și simplu stăteam culcată și ne-a dat un nou task. Hai să ne ridicăm din pat, Cătălin nu se simte deloc bine. Și rămâne să doarmă, să prindă la puteri, că febra lui nu scade. Dar noi mai avem ceva de făcut, ușurel, rapid, pentru că avem o surpriză în program. Niculina, Bambulina, ce faci? Hai, trezește-te! E timpul să te trezești, este coșeș. Hai, mai avem ceva de făcut și după asta poate reușim să facem ceva. Încetare? Poate, nu se știe. Cătălin simt chiar prost și arăta foarte rău. Era palid pe față. Era alb ca varul. Dar, Doamne, iartă-mă că spun asta, dar m-am bucurat. Pentru că am avut parte de o oră în care nu era chiar o oră, dar ne-am odihnit în timpul ăsta. Am rugat-o pe Nicoleta să ia lucrurile în mâinile ei, să meargă să facă o curățenie în spatele gardului. Știu că vorbisem din prima zi cu gazele să facem chestia asta. Ce trebuie noi să facem? De aici până unde e gardul și ăla, până încolo. Care, unde se termină gardul? Da.
trebuie să... Cu asta să dăm tot ce nu ne trebuie și fetele cu grebla să dăi chiștoașele tot încolo în pădure. Deci chestiile astea? Tu fișuri? Da. Fișuri, iarba, tot ce vedeți încolo e mai murdar, aici nu prea este. E că de așa, da? E că de care zonă? Numai aceasta? Acolo nu trebuie? Nu, acolo nu. Așa? Dăm în pădure, da. Și tot bucata până în deal. Fuck, man, asta e greu, așa. E greu? Nu, cu sapă și-o puțin. Fetele încă erau în pat. M-am dus după ele să le invit la locul unde avem de lucru. Nu au ieșit, au trecut 5, 10, 15 minute. M-am întors iar și atunci cumva au venit. Asta chiar e reality show, știi? Nici măcar la... Nu poți să te duci. Cum spune el. Așa? E bine? Domnițele! Nu, Cătălină, vreau să mă odihnim. Hai, gata, bre. Hai, ne apucăm de treabă. Ce facem? Dacă vă invită cineva la Vreau la Țară, dragi interpreți, oameni publici, fac anunț, nu veniți. Din contra, trebuie să-i chemi. Da, de ce? Apla să-i chemi, dar ei să aibă minte să nu vină. Hai zi, Nicoleta, cu ce putem fi de folos? Aha. Avem din nou un task foarte ingenios. Tragem gunoi în pădure, se cheamă. Eu asta nu cred. Eu chestia asta, eu nu cred. Băi, nu cred și atât. Cum îi spun să tragi chestia asta în jos? Și task-ul ăsta e foarte util. Dar n-am mai spus eu nimic. Că bine, am glumit, am râs, dar m-am apucat. Dacă mi l-a dat, l-am făcut. Că, mă rog, nu era nimic periculos. Tak, așa, da? Da. Dar străduie mi-e gros, nu-i frunză, că altceva nu-i nicăieri. În afară de... Chetrif ăsta. Frunză nu prea sunt. A, chiar în jos stătul, da? Da, da. Eu îți mă duc de acolo. Trag. Da, da, da. Eu credeam puțin că tu ai trecut pe aici. Am înțeles. Da, unde tu te gata, duci? Văd pe unde ai trecut. Și asta cum mă la urma să strângă? O zis că se dăm în pădure și mai departe ia sclarifșe. Am greblat frunze mizerie de lângă gard spre pădure. Și fă? Uzi, atâta, ia și filmează. Hai, filmează. Da, păi nu a prins. Tu poți să ieși temițitele cu sapă? Și eu să încerc. Da, trebuie să iau. Cu toporul. Половина этой работы выполнили операторы. Я даже сразу зрителям говорю, если зрители меня не увидят в кадре, это значит, что я снимаю, потому что мне операторы передали видеокамеру, как бы я их снимал, как они работают. Да он не с поецей. Един дял винен кос вообще. Parcă e focus noi. Știi cum, erau lucruri care puteai să le iei cu sapa sau cu toporul și trebuie să schimbi, trebuie să iei să toporul, să tăi cu tine, prima să le lași la o parte cu sapa, prima să te întoarci înapoi, să iei toporul, să dai unde nu mai scurt. Băieți, a dispărut toporul. După cine a fost? La mine, cred că. Și nu se minte unde ai pus? Păi l-am pus cu sapa să lucrez. Chiar nici nu-i duc dor. Poate o pomană, o să mă apuc să-i fac acuși. Lacto Bio Interos Gel ne-a spus să-i punem în pomană. O bucovină. I-aș pune și un iaurt de la fermă Curici. E că care-i sensul, Nicolin? Nu, ascult, hai, ok, să faci curățenie prin prejur, să vă înțelege. Dar dacă în o săptămână, două frunzele iar cad și iar spune tot la loc. Toți au muncit, dar pe lângă alții, eu am muncit mai mult. Și asta, la un moment dat, am zis că da, se vede că în zadar am muncit, că oricum o să dea două,
3 minute, cum cineva sapă, cum cineva dă culac, dar azi oamenii au dat câte un stâlp, doi culac, dar eu dita mai grădină am prășit-o. Vino să faci alea, că mă duc să mai caut o greblă. Dar nu mai căuta chiar, rânduiește-te. Nu mai căuta. E ca gunoi așa, îl dai încolo. Stai aici și odihnește-te și tu. Puteți nu mai filmați când zic asta, că nu e chiar de gine. Dar chiar așa, meserie? Băieții s-au așa... Se vede că somnul le-a prins tare bine și s-au apucat de tăiat copaci, n-au treabă, fac treabă. Și băieți, voi v-ați apucat, văd că... Mai așa, mai șele pe lângă... Șele mai pe lângă gard. Problema că nu-i clar și taie. În a doilea rând, dacă vrei să tai tufari, topoarele să nu se scuțite. Și e tare mult. Păi spus că e important să facem curat mai pe lângă gard. Asta este ideea. Ce problemă? Welcome to the club, buddy. Ia uite, mai lângă gard faci. Dacă vreți să știți cum sunt luate aceste cadre, care le vedeți acum la televizor, nu vă recomand să știți cum. Hai să luăm baronul și ne ducem să rezolvăm problema cu Cătălin. Ceva? Pentru sănătatea lui Cătălin. Nu cred! Aventura Vreau la Țară nu e deloc ușoară. Ce ne-am face fără partenerii noștri de la ferma cu origini care produc cele mai bune lactate din țară? Autohton, autentic și delicios de sănătos. Am venit să văd coprezentatorul meu. Pentru că el deja este coprezentator. Și eu prezentator și să te întreb ce faci, ce s-a întâmplat? Da, stau și eu un pic, îmi permit și eu să mă relaxez la sfârșit de sezon. Ia uitați-vă la el, sezonul 9 și nu se mai ține, vrem sezonul 10 și la episodul 10, practic nici nu mai vin, stau de acasă. Pe Zoom? E pe Zoom, cred. Ai nevoie de ceva? Nu, că mi-a adus ceioc, am apușoara lângă mine. Și am înțeles că vă duceți și în excursie cu și nu știu pe unde. Sunteți, fetele, vă zic că nu le interesează excursia. Eu nu vreau să mergem nicăieri. Chiar vreau să mă odihnesc. Voi dacă vreți. Дело в том, что я первый раз в Сороково. Мне бы очень хотелось посетить. Не знаю, никогда там не был в крепости. Много про нее слышал, но, соответственно, это же одно из самых известных достопримечательностей Молдовы. Что мыйне, что тут аще гасес? Слушайте, ну-ка, мыйне на ора 3:30 в отрезеск. Кари 3:30. Кулкацва депе акума. Ай, ешить. 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 Ne-am pornit la cetatea Soroc. Și eram în ultimul hal, că nu mi-am luat eu haine atât de multe cu mine. Așa cum ne-a promis Cătălin, dar el nu reușit să meargă cu noi, dar noi mergem la cetatea Soroc. Și chiar eu personal n-am fost de tare mult timp. Cred că clasele primare am ajuns acolo. Așa că astăzi o să avem ocazia să o revedem. Noi mergem să luăm, Doamne, iartă-mă, mergem să luăm pomene, că aici nu găsim nimic. Mergem să luăm prosoape, bomboane și pentru că deja avem câte ceva pentru pomană. El a spus că vrea babă neagră, așa, și organizăm. Da, găsim oare? După activitatea nonsens pe care am avut-o practic jumătate de zi, în sfârșit am auzit un lucru bun. Și asta de a merge la cetatea Sorocei. Eu nu am mai fost din clasa a patra și chiar voiam să văd cum s-au schimbat lucrurile în tot acest timp. Am avut, să spun, un moment de respiro în care toată echipa a mers la cetatea Sorocei. Oarecum m-am teleportat, parcă nu eram într-un proiect, dar parcă eram undeva la odihnă și am mers într-o excursie și am vizitat ceva. Am uitat și de camere la un moment dat. Am fost pe la dealul Romilor. Da, nu a fost foarte impresionat. Dar știți cântecul ăsta? Hai da, hai da, la țăgani, și am aflat de unde am mai. Mulțumesc.
Eu am mai fost acolo când eram, cred că, clasa a patra. Eram foarte mică, îți dai seama, și oarecum am retrăit acele momente. A fost foarte frumos, mai ales momentul ăsta că cetatea se afla în reparații și pentru noi au deschis cetatea, m-am simțit foarte onorată. Hai. Mergem înăuntru, da? E voie? Spate? Pentru voi. Sau pentru noi? Pentru voi. Vă dați seama ce onoare avem? La cetate, da, am avut un ghid, un bărbat super prietenos, așa, cu amabil, ospitalier, ne-a primit. Cetatea a trecut printr-un șir de modificări și într-un șir de reconstrucție, cum le-am spune noi, primele fiind prin anii 1940. Dar cât durează a doua etapă? O să finiseze la sfârșitul, în jur, la sfârșitul lunii noiembrie. Pur și simplu savurez un moment mai plăcut al zilei în care te detașezi de lucru, lucru și iar lucru. Cetatea este construită după toate standardele perfecționiste de atunci, făcută într-un turn gigantic de 30 de metri, cu grosimea pereților de circa 3 metri, diametru curții interne de 31 de metri, cu alte 5 turnuri. Pentru ce erau făcute astea 5 turnuri? De motiv că turnurile dreptunghiulare erau foarte ușor de aruncat în aer. Să săpa sub temelie, să pune dinamita, ce mai era pe timpul acela, și să arunca în aer și distrugea cetatea. Toată lumea era încântată. Deși fetele inițial nu voiau să mergem la cetate, le-am văzut destul de ok. Este unica cetate din Europa care este păstrată într-așa un tip autenticitate, da? Din motiv că restul cetăților au fost reconstruite de multe ori, foarte multe ori. Și numai asta e o cetate care o vedeți voi, zidită cum ea a fost zidită atunci. Au fost adăugate niște lucruri, e clar, că nu poți în decurs de atâtea secole să păstrezi fiecare piatră. Dar baza se vede că baza e veche. Baza asta este, da. Au fost care, de acelea de sus spuse. Care sunt pietrele vechi și care noi? Care sunt plădiții recent? Iată, care strat? Stratul ăsta de mai jos e mai gri. Stratul alb. Uh-huh. Avea și ghidul emoții venind noi așa, persoanele astea publice. La un moment dat totul povestea și așa era de drăguț. Ne-au primit foarte călduros. Cândva de mult, romii erau cerari buni. Noi, având niște uzini destul de mari aici în Soroca, le-au fost prestate și date și lor niște loturi de pământ. Și ei s-au înmulțit. Da, ideea 10. Cu dealul, cu casele astea, după stilul, nu știu, Ermitaj, Casa Albă, cunoașteți de unde tot trendul ăsta? Da. Arhitectural. Ei spun că casa mea trebuie să fie mai frumoasă și mai bogată decât cea a vecinului. De fapt că nu e chiar așa. De fapt și la moldoveni așa e. Practic, da. Dar eu cred că totuși e în urma surselor financiare care ei, într-adevăr, le aveau odată cu deschiderea granițelor în anul 91. Toate căsele care le vedeți voi au fost construite imediat după perioada proclamării Independenței Republicii Moldova, adică de la anul 91. Și, practic, toate s-au stopat lucrările prin 2005-2007. Să se întâmple un conflict în dealul țiganilor, dacă se încerci să mergi la orele 7 seara, să rezolvi conflictul, să rezolvi între oameni, să strâng toți țiganii, se adună împreună și decid conflictul. Gen, ai lovit soția lui Mihai. Din asta, cu ce ocazie da. Ai lovit-o? De ce ai lovit-o? Și se începe deja. Hai să luăm baronul și ne ducem să rezolvăm problema cu Cătălin. Chiar dacă nu era în program, nu era permis să mergem așa. El ne-a deschis cetatea, ne-a prezentat totul și ne-a povestit câte ceva. Mie mi-a plăcut. Echipa Racheta se avântă din nou! Coleta mea e foarte... Eu gata, la mine e low battery. Gazda ne aștepta cu masa pusă, cina super delicioasă și am savurat și un vin delicios de la partenerii noștri Bacio di Bole. Dar să știți că eu sunt o coprezentatoare care îl respectă foarte mult pe Cătălin. Eu nu puteam să mă așez la masă fără să nu merg să-i duc lui să mănânci, pentru cumva el a zis că nu mai iese din camera astăzi. Vă mulțumesc din suflet. Lăsați-le acolo, vă rog, pe masă. Ai, vrei să-ți spun meniul zilei? Ia. Bitocică. Așa. Cu orez și sos alb cu ciuperci, murături, marinături și baba albă la desert. Ceai cu lămâie. Cum cremuță micro-invest. Înțeles. Dar hai să mănânci și amu cât e cald, bine? Da, cât îți cald eu. Că am ajuns să ne reșim și mâncarea și eu.
Și domnița Nicoleta mi-a adus cina în cameră. Îți mulțumesc, domnița Nicoleta, că ai avut grijă de mine să mănânc ceva. Să aveți poftă. După ce mâncăm, mai avem în contasc. Să-i spunem noapte bună lui Cătălin. Și pe asta e gata. Am făcut multe glume legate despre înmormântarea mea, despre trecutul meu în neființă. Eu știu că poate unii oameni nu glumesc pe asemenea subiecte și le pare ciudat să glumească pe asemenea subiecte. Totuși, eu o să insist pe ideea că de moarte nu trebuie să ne temem, nu trebuie să o ocolim și să nu vorbim despre ea. Nu, e ceva care o să ne se întâmple tuturor. Și... Mai toată lumea e flămândă, nimeni nu vorbește, nimeni nu zice nimic. Scuze, dar chiar cât e ora? 20:58, vă dați seama? La ora asta mâncăm Sara, tocmai ne rușine. Asta e baba Alba? Uh-huh. Eu credeam că e la mama asta. Nu, mă, asta e baba Alba. Ne-am întors înapoi acasă, nu ne-a întâlnit Cătălin, din câte știu, are febră. Și, din păcate, nu a putut să ne întâlnească. Hai că noi am glumit, dar nu-i doresc nimănui, Doamne ferește, să fie bolnav. Bună. Ai noroc? Te bună. Mersi, noroc. Mersi, la fel. Pentru... Am ceva pentru făcut. Pentru sănătatea lui Cătălin. Da. Ca mâine să stresească, să fie în forță. Pentru foișorul plăcuit. Am terminat. Pentru această experiență extraordinară. Îți place, da? Pentru că ne-am cunoscut și mă bucur să vă cunosc. Oameni noi, oameni de calitate, oameni talentați din diferite domenii. Mai avem și echipa din spate care la fel jos pălăria și pentru ei propun da, să... Da, pentru Cătălin. Păi l-a iertat? Toată echipa am zis. L-a iertat? Da, eu nu... Gazdele, în primul rând. Gazdele. Și pentru toată lumea care a participat în acest proiect. Ужин был, как всегда, плотный. Вино, которое было вообще восхитительное, бачо ди боли. Вообще, я большой любитель бачо ди боли, потому что я особо не пью крепкий алкоголь. Я люблю... Ну, я вообще редко, когда алкоголь выпиваю. Но бачо ди боли – это классная тема. Părerea mea... Это dulce, да? Да, pe părerea mea, e cel mai gustos vin care eu am gustat în viață. E mega gustos, da. Poate prima dată eu gust așa fel de vin. Poate niciodată n-am gustat subit. Da, ăsta este de la Bacio di Bole. Da, eu văd. Și să știi că au o gamă largă de... A, dau și vin, da? Eu credeam că ei au doar șampanie. Păi, iar am avut o festivitate, un concert cu magii de la Mihai. Nicolet, stai, te rog, aici. Tu stai aici, dar stai puțin. Noi luăm pachet de cărți și o să le amestecăm. Seara s-a încununat cu un alt număr de magie. De această dată mi s-a părut mai... Eu nu știu de ce, dar eu aveam fiori. Se ridica părul de pe mâini, pe care nu-l am. Te rog, tai pachetul unde vrei. Și tu, să mai tai încă o dată. Mersi. Tot lucrurile. Deci, avem pachet de cărți și toate cărțile sunt foarte bine amestecate. Voi vedeți asta. Deci, noi o să scoatem aproximativ jumătate de pachet. Nu avem nevoie de acest pachet. Da, aproximativ așa. Nu pachet, dar bucăți. Da. Ok. Deci, în pachet există cărți cu culoarea roșie și cărți cu culoarea neagră, corect? Spune-mi, ce culoare îți place mai mult? Roșie sau neagră? Roșie. Roșie. Ți-a rămas culoarea neagră, corect? Fii atent ce trebuie să faci. Trebuie să iei carte și dacă tu simți că e carte cu culoarea roșie, trebuie să iei la tine, dar nu te uita. Bine? Dacă nu, pune aici, aparte. Înțeles ideea? Apoi tu faci asta. Apoi tu, apoi tu și așa până la sfârșitul pachetului. Ați înțeles ideea? Câte una luăm, da? Da. E prima carte. Nu te uita. Nu te uita. Simți că e roșu? Dacă simți că e roșu, e la tine. Dacă nu, pune acolo aparte. Și eu nu atin pachet. Să faceți asta subconștient, adică nu trebuie să-mi gândiți mult timp. Hai, da sau nu? Nu.
înseamnă că pune acolo. Acum e rândul tău, Nicoleta, poftim. Dacă simt că îi dau eu. Da, dacă simți că e culoarea neagră, e la tine. Dacă nu, punem acum rândul tău. Mai repejor faceți asta. Ok, nu. Aici. Hai, petli, hai. A fost o senzație din asta că nu a fost magie făcută doar de el, dar am participat toți. Și nu îmi imaginez nici până acum. Nimeni nu știe. Deci, eu foarte încet o să fac tot, fără mâini de bace sau manipulare. Voi puteți observa că cărțile astea au fost amestecate caotic, da? Adică, iacă, avem aici negru, roșu, roșu, negru, roșu, negru, 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 roșu. Deci, vedeți, da? Nu este nicio consecutivitate specială pregătită între cărțile astea, corect? Și tu singur ai ales culoarea roșie. Da. Și la tine a rămas culoarea neagră. Și tu ai ales cărțile astea caotic, da. Și tu tot. Uitați. Nu cred asta. Nu cred! Da, nu, nafig! Și asta? Eu am ales cu mâna mea cărțile. Cum puteau? Nu înțeleg ce a fost, dar a fost o nebunie astăzi. Da. Ce-a făcut el? Sunt două magicieni și aplauze de special pentru ele. Wow! Slabi aplauze! Toată lumea la un moment dat, nu cum? Deci chiar face magie băiatul ăsta, e foarte frumos. Ceea ce face. Vă rog, scoateți telefoanele voastre și deschideți calculatorul în telefon. Nu, iar amuș. Cum o să fie un experiment absolut extraordinar, nu e posibil așa ceva. Și eu vă rog că apăsați butonul acesta sau butonul C, cum doriți, adică trebuie să ștergeți totul de pe ecran. Nicoleta, Nicolin, uite la mine și gândește-te la o cifră între 1 și 10. Este? Da. 7? Mm. Nu? De ce cifră? 3. 3, corect. Apăsați cifra 3 acum toată lumea. Vezi, chiar eu n-am știut ce cifră o să-mi zici. 3. Înmulțim. Spune-mi, te rog, un număr cu două cifre care este important pentru tine. Să-l pun? Da, tare. 18. 18. 3. Înmulțim cu 18. Înmulțim încă o dată. Radu, spune-mi, te rog, un număr cu 3 cifre care este important pentru tine, presupunem o dată și lună, dacă vrei, sau alt număr, n-are importanță. Dar 3 cifre trebuie să aibă. 7-7-7. Înmulțim cu 7-7-7. Da. Acum apăsați plus, apăsăm plus. Multă lume crede că cifrele astea au fost influențate de mine, parcă eu am folosit influența psihologică. Da? Și acum noi vom primi un număr aleatoriu care nu poate fi influențat. Pune-te, rog, mâna așa ca mine. Ca mine. Da? Dar voi nu atingeți ecran. Și apasă aici cifrele diferite cu toate degetele, așa, caotic. Fă, hai. Tic-tic-tic-tic-tic. Să nu mă uit. Da, dacă vrei. Așa, cic-cic-cic-cic. Încă câteva, da, cic-cic. Oh, perfect. Deci tu ai primit un număr mare, da? Da. E un număr aleatoriu. Da? Nimeni nu a știut că tu o să primești acest număr. Ați apăsat plus. Da. Introduceți acest număr. Plus acest număr. Și acum apăsați egal. Toată lumea, apăsăm egal. Și noi toți am primit aici un număr mare. Da. 12.092.159. Voi ați primit acest număr. Nimeni în lume nu a știut că voi o să primiți acest număr, nu corect? Nu vedeți nimic neobișnuit în cifrele astea? Spuneți-mi, rog, ce dată e? Azi e data de azi, 12? Dă-l-n puii mei, nu cred! Arată la cameră, arată la cameră. 12.09, 21.59 este ora chiar acum în acest... Și asta acum, nu!
eu chiar la nimereală le-am luat, nu mi le-a șoptit el cum a făcut, cred că doar el știe. Și bine face că nu le zice cum, că e meseria lui. Cum asta e posibil, mă, oameni buni? Deci chiar așa și este. 21-59, 12-09. Nu cred. Nu mi-a venit nici să cred nici până când eram în cameră cu Diana, că n-are cum. Eu m-am gândit la început la o cifră și după brusc mi-am schimbat ideea la altă cifră. Dar n-are cum, așa, era 4 mai întâi și după am spus nu 3, dar dacă era altă cifră, cum era să fie? Mă gândesc non-stop la chestia asta. Cifrele, ora, coincidență, nu coincidență, a calculat ce a făcut, nu știu. Păi nu știu, dar băiatul ăsta e super talentat, se pricepe în ceea ce face. Mihai, nu o să-mi spun niciodată cum face asta. Jos pălărie, șapeu, chiar. Жду, как бы требую пересмотреть эти моменты, потому что реакция была на последние два трюка даже похлеще, чем вчера. Eu am mai zis că fiecare zi de Vreau la Țară e absolut diferită de la episod la episod și de la sezon la sezon. Nimeni nu știa că de ieri până astăzi se va întâmpla ce s-a întâmplat. Cătălin în cameră cu temperatură, noi entuziasmați de numerele de magie a lui Mihail, multă muncă, mâncare gustoasă și toate emoțiile la un loc. A fost o zi super grea, zici că a avut 48 de ore și nu 24. Și nu din motiv că am muncit mai mult decât în alte episoade, dar din motiv că nu este Cătălin, se simte lipsa lui. Să ne culcăm, să prindem la puteri și mâine e ultima zi din episodul 9 Vreau la Țară. Te-am visat toată noaptea. Vă mai tin că vreți să intru la voi în cameră. Radu, nu taci cu ei, Radu! Ia-o, te-am dat! E, fake news! Să plăc. Eu vreau să lucrez, dar nu la soare, e periculos, înțelegi? Ziua bună! Se cunoaște de dimineață. Vorba veche așa spune, drept și cu înțelepciune, dacă cerul e senin. Noaptea asta, în sfârșit, m-am acomodat cu patul, cu căsuța și pot să spun că cât de cât am dormit. Spal lucru, чем, наверное, остальные дни. Может быть, из-за того, что проснулся чуть-чуть позже, чем 6 часов. Hai să vedem ce fac băieței cu coșeii. Opa! Bună dimineața! Dar ce s-a întâmplat? Încă în pat? Dar unde e Radu? De ce? O plecat? Îți dai seama? Și coleg responsabil, tu ai dormit? Da. Dar tu ai rămas până în ultima clipă în pat. În 5 minute și eu voi fi. Hai să vedem! Тик-так, тик-так, тик-так. Я подумал, что в прошлые дни, когда девочки приходили поздно, то есть они приходили позже, я подумал, что, блин, наверное, они придут попозже, можно поторчать чуть в интернете. Я, короче, полистал, пока что там ответил на сообщение. Раду и ла чай. Мы, так и депутаты, ум респонсабил, înțelegeți? Иисус пус ура, сутра зи барбату, са да са шваку ун чай, ка са нчапа диминяца, кум требуе. Дака штем, ка... Poate nu era ceva de lucru, mai dormeam, poate vreo jumătate de oră, dar nu. Deja eram treaz. Da! Ce fac fetițele? Te așteptam cu nerăbdare. Eu am venit, dar voi? Ieșim. Dar unde e Nicolina? Aici. Dar tu și faci acolo? Unde mă scară, să vreau acolo. Ap, hai! Cam greu fetele au ieșit din cameră. Hei, bună dimineața, Radu! Înțelegeți? Viața. Om cu responsabilități, el s-a trezit, a venit și a făcut o cafeluță. Te-a visat toată noaptea. Viața, cum? A, tu i-a visat? Da, pe tine și mama ta. Wow, să facem când am. Hai, domnițele! A venit Cătălin. Voi mai tin că vreți să intru la voi în cameră. Și nu pot să spun că arată atât de rău, că mă gândeam că arată chiar rău de tot. Să zicem că eu m-a tras un pui de somn. Asta e foarte bine. Eu sunt unul care se adaptează situației.
Apoi care e situația? A rugat să ieșiți, Nicoleta vă așteaptă. Hei! Covid-uț! Covid-uț? Covid-uț! A, pe noi știm că e covid-uț, da? Așa, după simptome, așa ar părea. E covid-uț, covid-uț, sigur. Covid-uț. Nicoleta? Da. Dar îți poți să te rog să rogi pe cineva din gazde să se duc până la farmacie să iei niște măști? Că n-o să-i vezi. Asta zic, și un costum? Nu cred costum, dar măști, sigur. Ok. A, ne stăm așa că să nu ne infectăm. Da, da. Astăzi vă las și astăzi. Da, eu am fost bucuros să-l văd, de fapt. Eu am auzit că ieri a avut o febră mare. Mai sper să fie ok și... Știi cum azi, când l-am văzut, că eram chiar la doi etaj, zic eu, oh, este! E viu, tot ok. Groapa noastră trebuia să săpăm. Mai așa, cu toată plăcerea, aș sta acum cu ei. Știi când ești copil, mi-te când ești bolnav, apoi vezi copiii care joacă afară. Știi, ești... Dar spate și eu să mai joc cu voi. Dar, aparent, nu se poate. Ia că te-i se duc. Haideți, băieți, haideți, încă un pic. Gata, vă las și eu. Mă duc să-mi fac un ceai. Și mie îmi pare că mă duc să mă bag iarăși în pat. Să măsor febra în orice caz, temperatura asta măsor. Și vorbim. Ziua bună se cunoaște de dimineață. Vorba veche așa spune, drept și cu înțelepciune, dacă cerul e senin. Dar nu am avut mare treabă de făcut, a fost să strângem niște frunze, lucru pe care l-am mai făcut, nu e mare treabă. Eram 4 în 10 minute, am reușit să facem tot. Ce nu fac eu pentru colegul meu, Cătălin? Ce să nu fac? Tot, de măturat mături, mască i-am cumpărat, micul dejun el duc, în pat. El se simte azi la sanatoriu. E mai ok ca ieri. Task-ul respectiv mi-a părut mult mai ok ca cele din ziua de ieri. Nicoleta, gata, noi am parcă am... Gata? Bravo! A, ia că ieși. Sunteți cei mai bravo. Прибрались там. Ну, листьев было мало относительно на дороге, потому что сейчас не такой сильный листопад, как, допустим, будет через там, месяц, через два. Колоспитал. Ще си ме е пуньо луя ища любые целу презентатору, ме ус кумши драк, так ел ми телу болеште. Нам înțeles. Am crezut că Cătălin e închis ușa în nas. Eu așa vin, frumos. Păi zici că ești bărbatul meu, adică e nici de dânsul când n-am avut așa grijă. Ca de tine. S-ai, aici s-ai. Ouă, brânză, cașcaval, legume proaspete, dar cel mai important ce trebuie să mănânci, așa? Ca la spital, știi, și mănâncă bolnavii. Cășuță. Cășuța. Proaspătă, gustoasă, cu un tișor, așa, ce eu cam înțeles că ai, nu? Nu mai am catare. Să aduc? Niște lămâie. Ei, dacă vrei. Și uite ce ți-am adus. Accesorul. Mersi frumos. Numărul 1. Mersi frumos. Te las să mănânci liniștit. Gata, ieși pe jur, că aici tot e virusat. Scuze, desertul. Desertul, știi prăjiței de ăștia ca la nord, numai că în altă formă? Eu spunem la testimonial, eu ca tare nu suport că atunci când sunt bolnav și cineva să aibă grijă de mine. Nu suport, urăsc treaba asta. Dar acum că mulțumesc frumos. Cred că trebuie să fac așa de este. Poftă mare! Mersi, mersi mult. Băi, parcă să la grădina zoologică, sărmanile animale, când ieși la grădina zoologică. Și să apoi ochii. Mâncăm? Poftă mare! Mâncăm că avem de lucru. Încă un pic a mai rămas, nu tare mult, dar mai intens trebuie să lucrăm ca să reușim. Absolut, absolut. Suntem în ziua 3 și cumva evident toată lumea vrea acasă. Eu sigură că fetele, eu inclusiv, mi-am făcut deja bagajul. Dar plecarea noastră de aici spre Chișinău va fi în funcție de cât de repede facem activitățile pe care le avem. Te-ai trezit, Mihai? Încă nu. Hai, la vopsea știi și repede ce trăiești. Avem de vopsit nu mult, un pic. Tot aceeași locație? Aproape, pe lângă. După ce am mâncat din micul dejun, am fost să vopsim.
Ne-a mai rămas camera din saună de dat cu lac. Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă putem fi de folos și ajutor? De unde să începem? De unde vrem. De unde vrem? E ca ușa și e trebuie. Ușa asta, așa. Ușa asta pentru voi. Mm-hmm. Aia asta. Oarecum deja noi am vopsit și în prima, și în a doua zi, și a treia zi. Și oarecum deja a treia zi, mult mai ușor se dădea mâna. Vă invit aici, este șansa ta. Aseara? Nu vei regreta. Surprize, surprize, surprize. Păi, da unde v-ați pornit fără lac? Dar pe noi, tu a stăi și noi așa de la. Păi e că datorită mie eu am adus... Avem cel mai bun lac de pe piață, lacul de la Caparol. Face minuni, nu miroase, se întinde bine și ideal. Dar noi n-am dat cu de ăsta. Ne-am întâlnit cu domn Fiodor. Domn Fiodor e lucrător și foarte de treabă. Ne-a învățat cum. M-a recunoscut. A zis că nu m-a crezut. A trebuit să arăt buletin. Maria Radu? Maria Radu. Nu. No. Ha? Ce eu? Am ajuns. Ei, am ajuns. Să-ți părăt. Arată buletin. Nu, el, serios. E gândiață. Te invit aici. Dar vă nu știi, da? Poți în pot. Mersi. Po trecut face control-ul? Да, да. Мне да. Дать свой самочин? Дать свой, да, требуем тебя заклинать. Я вообще не понял, что это был за раствор, который мы обрабатывали дерево. Но, как я понял, он сохраняет древесину, потому что такое, то есть это было не лак, а такое похоже на молоко, чуть белый раствор. Ну да, стопроцентно. Сигурый лак. Не лак. Да, я и стою, что и лак. Да, я всем большой... Eu prima dată văd așa. Nu, dar să vă zic că cu lac, dar să dăm alb, el pe albă. Aici e uscat. Păi, da. Radu! Dar pe eu este albă acolo. Radu, ca Radu, bubac. Radu, nu saci cu ei, Radu. Da, albă este, iau, te-am dat. E, fake news. Fake news, fake news. Bă, nu ești în parlament, Radule, ești... Critică neargumentată. Nu prea m-am implicat la acest capitol, în schimb, eu nu știu ce s-a întâmplat cu Diana azi. Parcă o dată hărnicie în ea. Eu tot prima dată cu așa lac lucrez. Eu de obicei cu altfel de lac lucrez. Tu de obicei nu lucrezi? Nu, eu cu alt lac lucrez de obicei. Lucrezi? Cu lac? Deja de unghi. Da. Cred că au rămas câteva spații, pentru că ne se mai spunea că nu vopsim cum trebuie, dar ideea e că lacul era diferit de cel pe care l-am folosit noi în prima zi. Dar unde a plecat restul? La odihnă, probabil. Deja? Nu știu. Am început. Eu, ca de obicei, trebuie să termin pentru tăți. Mâncești până și chișem vot. Așa și eu. Довольно быстро справились с задачей. Мне кажется, что мы просто закончили там всю работу, потому что вроде бы мне показалось изначально, что площадка большая, а оказалось минут 20, наверное, максимум мы работали. Ei, ia că termin ușa și mă duc. Nu-mi place să las lucru... Nu-mi place să las lucru neterminat. Am înțeles că băieții au vopsit o saună odată cu lac. Căroci, văd că tot e binișor. Nu mi-e rușine să dau lucru în primire, dar nu se șterge asta. Gazdele ne-au spus că ar trebui să se ducă la livadă să culeagă niște prune. Ceea ce vă dați seama că nu-i tocmai un lucru care trebuia făcut, dar era în planul nostru de a-l face. Și am ajuns la copacii cu prune acolo unde echipa intra în pauză și cumva noi trebuia să le luăm locul. E bună piarja la Soroca. Proaspătă, da? Este alt tractor. Îl dau pe rânduri, strângeți, faci cum doriți. Vă trebuie un culoc. Voi vreți să trageți pruna. Eu am uitat că cu căldări vă trebuie. Da, trebuie căldări. Dar nu ne-au adus căldări. Ce facem? Dacă nu putem să trăgem într-o ladă. Ia stați, că eu mă tigam să așa în mașină. Eu tot am obligat. Eram mai energică pentru că noaptea asta mi-a reușit să dorm mai bine. La mine a fost așa mai mult că am luat-o nu ca pe lucru, dar ca ceva nou care n-am mai făcut niciodată și oarecum m-am entuziasmat. Eu am să așa. Tu trebuie? A? Eu am să și noi. Și mânuș.
плантация реально была просто вот огромнейшая. То есть я такое видел, наверное, только по телевизору, а вот вживую я не был на них никогда. Мы хайфащим компетиции, вряд? Давай. Еще не приму... Еще я кринам к тем попасть. Еще не блесаку. А это и сам двое нас еще не приму... С той кулежем купак... Ренду. Ум премию еще вам принесу. Ренду, ренду. А речи не ва крем от загара. Ну, ам антицинцарь. Мя. Ам антицинцарь, крем и спрей. Периколоз. Э, după fața mea, cred că o să vedeți cât de tare sunt entuziasmată. Nu eram entuziasmată, dar cel puțin mi s-a părut mai captivant și mai interesant decât celelalte activități. Văd că organizatorii nu prea sunt produmani, pentru că nici saci nu avem, nici mânuși nu mai mânuși. Ei, hai! Tu crezi că măștorii acolo lucrează cu mânuși? Dar măcar cremă trebuie să fie, anti... Și cremă? Da, dar tu... Zgăriș за 15 минут. Ei, da. Da? Foarte bine, mă bronzez și eu, de că nu am fost la mare vara asta. E foarte rău. Pentru că... Da, îmi fac un bronz de ledișelă, știi? Как всегда, не позаботились о технике безопасности. То есть я, например, вообще не знал, куда мы едем. Что-то я как-то спросил, мне как-то вскользь там что-то ответили. Вот. И проблема в том, что мы там были именно в 12 часов, вот ровно в 12, когда солнце особенно агрессивно. Я стараюсь на солнце практически не появляться. Во-первых, потому что у меня кожа достаточно такая чувствительная, белая. Мы дождите, когда кулежит с копаком, кулежит с полаурма, ну пижем атати. Капушиня с вострынга не урма. Ce s-a întâmplat? Lucrăm cu activarea asta. Lucrăm. Foarte energic. Extraordinar. Diana foarte energică, a strâns chiar. Chiar bravo. Na, dar de ce ai lăsat Mihai? Asta e ta. Pentru că nu vreau să lucrez la soare, b***. Apoi să primesc zăgar și a***esc. A, ok. Eu nu vreau să lucrez la soare, la ora 12, măcar la ora 4, la 5, nu știu. Așa. Dați lucru, dar nu acum. Ce s-a întâmplat? Nu știam că Mihai așa e la noi. Nu m-am așteptat. Mihai a și țipat, adică s-a enervat. A și zis câteva cuvinte necenzurate pe care nu pot să le zic, dar cu siguranță s-au înregistrat. Ce s-a întâmplat? Eu nu vreau să lucrez la soare, la ora 12, când soare e cea mai agresivă, înțelegi? Nu lucra dacă nu vrei. Eu vreau să lucrez, dar nu la soare, e periculos, înțelegi? Eu nu vreau să lucrez la soare. Și la ora 1 e periculos. Nu e periculos numai după ora 4. Și asta toată lumea știe. Și eu am pielea sensibilă. Da, tu ești alb la piele. Da. Ia uite, deja te-ai făcut roșu aici. Da, păi de asta și zic, deja mă doare aici, deja. Реально там как-то разнервничался, не знаю, я в целом обычно спокойный человек, но у меня бывают иногда моменты, я могу очень сильно взорваться, вне зависимости от ситуации, это как-то происходит само собой, видимо, я всегда спокоен, и оно потихоньку где-то там накапливается, и потом может полететь. Но я рад, что ребята вроде бы поняли, и никакого так серьезного конфликта не выросло отсюда. Кредям, кафосты нерв. O situație de nervozitate pe moment, merge în mașină, bea un gât de apă și revine. Dar nu, cât am stat acolo noi și am cules, el nu a venit, el a stat acolo. Ia ca vezi, Nicoleta, și bărbat sunt ziua de azi. El stă la soare. Jos, bărbații, jos, sus, femeile. Vezi că muși te audea, păi... Și ce? Mușa să te audă, îți faci o ciornă aia magia când ați meargă toată viața. Mihai, având probleme cu pielea, s-a retras și eu îi dau crezare, pentru că când am terminat și am intrat în mașină, l-am văzut super roșu pe gât și pe față. Băi, eu am cules primul copac, singură. Eu de mult am cules primul copac, ce am spus în urmă? Dar nu m-am lăudat. Păi, noi nu avem 15 minute de când am intrat pe teritoriu, dar tu... Cum n-avem? N-avem! Sunăm pe Cătălin să vedem, să nu se relaxeze. Lasă-l să fie prezent măcar pe FaceTime. Iarăși în pat? Tu deja te simți la sanatoriu, mi se pare mie. Mă vezi? Mă auzi? De voi te aud. Ce faceți? Ce se întâmplă? Am văzut că ai ieșit din căsuț, credeam că vii aici în livadă. Eu am ieșit din căsuț, stăm astăzi pe trec la prune și taman am văzut mașina cum ați plecat. Să ne petreci de voie bună? Credeai că nu o să ne descurcăm? Ei, da, la asta nu am dubii.
Te rog, hai să-ți arăt cum lucrează echipa, ca să fii tu împlinit de acolo, de la distanță. Săptămâna viitoare poți să nu mai vii. Înțelegi? Uite, uite aici. Acum fetele au luat o scurtă pauză. Cătălin este pe fir, fetelor, fășeți-vă că trăiți căldări. Dar ce să ne facem dacă eu mă împlut sacul de perje? Domnița Diana, un sac de 20 de kg singură l-a împlut. Of, Cătăline, unde ești, Cătăline? Știi că l-am mor. Dă-i pace, te-am numai... Radu nu se oprește, dar surprize am avut de la magician. O spus că domnul Mihail e în bus. Să vede de ce așa, cum, ce s-a întâmplat. Și mi-a dat așa să vorbesc un pic cu domnul Mihail și îl întreb, zic, dar ce faceți? Eu stau, ca cel mai lâsă-i. Asta e foarte urât. Da, asta e la mine piele așa, știi, sensibilă. Și dacă stau mai mult de 20 de minute la soare, gata. Da, unde Cătăline? Anume până la ora 4. După ora 4 nu e problemă, dar acum e soarte foarte, foarte agresivă. Iarăși, departe fiind ei, i-am spus doar așa, i-am bătut obrazul oarecum, că e un pic urât. Dar ce să-i mai fac? Și pot să-i mai fac? Hai, vă aștept acasă și din cât înțeleg e ultimul lucru pe care îl faceți. Acum aș pleca. Doamne Dumnezeule, să te audă Dumnezeu! Radu, în schimb, se putea opri. I-am zis că, măi, ajunge, gata. Ai muncit, am lucrat, e timpul să mergem spre cazare. Hai, Radu! A? Opriește-te! Am două pierge și gata, termin copacul. Hai! Te duci undeva? Ne ducem că avem altă surpriză. A, da? Ah, ok. Radu și Diana, pe Radu nu o putem scoate din livadă. Își dorea să culeagă și să... Poate ar trebui să se reprofileze. Culeacă. Hai, Radu! Ah! Iaca. Radu, noi ne ducem, tu rămâi. Dacă ceva, vii pe jos. Gata. Mai a rămas o creangă acolo, era, da? Și n-am vrut să o lăs. Aude-i, măi. O, Spiridușii. A venit șeful. Spiridușii. E ok. Acolo e bine. Dar nu că la masca e de asta bună. Noi ne gândim așa ceva. Să mergem în camerele noastre să ne facem o ultimă curățire de asta înainte de plecare. Și după asta mergem la masă. Și după asta acasă spre Chișinău. Chiar n-am știut că se lucrează așa de repede. Gândeam că așa, să fac filmări doar. Dar ei chiar se lucrează la... Se trezesc la ora 5, hai la treabă, hai la lucru. Sunt foarte bravă. Bun. Noroc. Ești rotunde? În cale. Mulțumim că ați acceptat, că ați venit, că ați rezistat. Că am stat, că am petrecut. Am și povestit, ne-am și enervat. Dar așa e la vreo la țară. De toate. Și cu siguranță o să țineți minte această experiență. Uite. Și acum când telespectatorii se uită, cam e Crăciunul, anul nou. Înțelegi? E posibil să... Împodobiți bradul și vă aduceți aminte cum a fost vara asta, toamna asta. Da. Mă bucur, v-am cunoscut oameni tari diferiți, diver. E bine să ieși din zona ta de confort și să asculti despre... despre influencer, despre artiști, despre mentaliști, despre prezentatori. Mersi, a fost chiar vesel. Da, vă mulțumim vouă pentru această experiență extraordinară. Cu mare drag, mai apelați. S-au așezat la masă și am venit și eu să le urez o poftă bună. Mă simt un pic ca un copil ăsta, izolat de ceilalți, știi? Poftă bună, poftă bună. Ce faceți? Dar tu chiar vrei să stai cu noi la masă? Nu, e afară. Tostul. Cum te simți? Bine, n-am febră. Deja ne bucurăm. Da, chiar 3, 6 și 4. Știi cum? Cred că mă duc în rece încetişor. Prunzul a fost delicios ca și toate celelalte mese pe care le-am avut aici. Într-adevăr, o locație
de vis. Bravo gazdelor că au investit, că au luat un împrumut bancar de la Microinvest și au făcut tot ceea ce vedeți voi aici. E frumos, e călduros. Călduros mă refer la angajații și la gazdele care ne-au primit. Îmi pare rău, plecați. Mă pare rău? Da, chiar îmi pare rău. M-am deprins cu voi, am devenit ca o familie. A fost foarte interesant. Sunt bucuroasă că v-am cunoscut. Chiar spre bravo, ușor eu și asta. Nu m-am așteptat, vă spun. Multe lucruri ne-a ajutat și ne-a făcut aici, care ne trebuiau făcute și n-avea cine. Мне очень понравилось, на самом деле, потому что, ну, отчасти мне понравилось быть в коллективе хороших людей. Вам благодарим тари молд. Cu siguranță o să mai revenim. A fost o ediție frumoasă. Vă mulțumim că ați acceptat, că ați venit, că v-ați implicat. Am și spus că nu știu dacă a fost în sezonul ăsta ceva să nu se întâmple. Am avut ediții cu de toate, cu tot ce s-a putut, cu fericiri, bucurii, supărări. Noi sperăm ca locul ăsta să ia amploare și să vină cât mai multă lume, să scazeze chiar și în camera nouă unde am stat eu, că o să dezinfectați acolo și o să treacă până vin invitații. Când cineva o să mă întrebe, hai că o să faci asta, și eu zic că eu asta am făcut, asta știu să fac, am învățat multe lucruri noi. Vă mulțumesc și vouă, dragi invitați, cum ați îngropat, m-ați înmormântat și că ați lucrat. Sper că v-ați și simțit cât de cât bine. Mulțumim pentru atmosferă. Important că Radu Mareanșu la Perjuliuț, când mâine în Parlament, el putea să le zici. Da, o să servesc colegi. Mulțumim mult, mersi că ne-ați invitat și succes vouă, aveți un proiect tare drăguț. Mai ales că punem balare oameni harniși în țara asta. Bun. Hai. Mulțumim și mulțumim partenerilor generali pentru că au fost și în acest episod nouă alături de noi. Mai avem o ediție de filmat. Nu știu dacă va fi la fel de frumoasă. Vedem. Ne luăm rămas bun. Mai avem câteva glume despre cum eu nu se știe dacă oi mai fi. Aceleași glume de umor negru cu care n-am nicio problemă, ba chiar îmi plac. Și aici încheiem ediția cu numărul 9, Vreau la țară. Hai, urcați și drum bun să aveți. Hai, să te văd sănătos până în ediția 10, că nu mai reziste o fără tine. Cred. Ne revedem săptămâna viitoare în ediția cu numărul 10, Vreau la țară, ultima ediție din sezonul 2, Vreau la țară, în care sper să fiu viu, proaspăt. Îmi pare rău că am fost cam inactiv în ediția asta. N-am ce face, nu sunt eu vinovat. Îmi pare rău. Mergem mai departe. Bună ziua! Bună dimineața! A mai rămas încă o tonă. Păi, tu și crezi, de sută și nu știu are, Soși? Unde? Hai, mai! Așa. Petru, dacă vă lăsam pe voi aici... Era Aminu. Eu niciodată nu mișau beton. Și din încheietură încă. Cineva amestecă în zamă, cineva amestecă în beton. Suntem de la Vreau la țară. Nebunul este de prezentator. Că ultima ediție, nu fă nimic. Ai, mamă! Yeah.